53 de partide și mișcări social-politice au dreptul să participe la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Lista a fost aprobată astăzi de Comisia Electorală Centrală. Totodată, CEC informează alegătorii care vor să voteze la locul aflării lor în ziua scrutinului că pot să își declare noul loc de ședere. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la scrutin participă partidele care sunt înregistrate conform legii până la data anunțării alegerilor, adică 28 aprilie curent. Dosarele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat trebuie depuse la CEC, cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. Acestea vor fi examinate în termen de 7 zile. Totodată, membrii CEC informează că cetățenii care doresc să-și exprime votul la alegeri la o altă secție decât cea care corespunde reședinței valabile sau domiciliului, pot depune deja cereri la primăria din localitatea în care intenționează să se prezinte la urne. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, prin această procedură, alegătorul va fi înscris în listă și își va putea exercita dreptul la vot. Declarațiile împreună cu o copie a actului de identitate pot fi depuse până în data de 10 iunie, inclusiv.